Potrivit directorului DSP Hunedoara, Sebastian Mezei, săptămâna viitoare vor fi livrate primele doze destinate copiilor cu vârste între 5 și 11 ani, vaccinarea acestora urmând a începe din data de 26 ianuarie. Până în prezent, în județul Hunedoara s-au vaccinat anticovid peste 150.000 de persoane cu vârsta de peste 12 ani, cel mai mare procent fiind înregistrat în municipiul Deva, de peste 44%, iar cea mai mică rată de vaccinare, de aproape 10%, este la Lunca Cernii de Jos. De asemenea, de ieri, 17 ianuarie, boosterul pentru persoanele cu schema completă de vaccinare se face la 4 luni, pentru toate tipurile de vaccin, mai puțin pentru AstraZeneca, pentru care în județul nostru nu mai sunt solicitări. Pfizer și Moderna sunt pe tehnologia RNA messenger. Johnson este pe tehnologie clasică, doar că nu există incompatibilități. Deci sunt folosite. AstraZeneca a cam dispărut și nici, noi, cel puțin la nivelul județului, nici n-am mai cerut. Deși au mai fost două, trei cazuri așa care au zis că... Nu au mai fost solicitări din partea bunătorenilor pentru a fi vaccinați cu AstraZeneca. Ultimele doze chiar ne-au expirat și am fost nevoiți să le, să le scotem din folosință și am zis că e inutil să mai ne aprovizionăm. Mai ales că cei care au făcut cu AstraZeneca pot să facă Pfizer sau Moderna fără niciun problem. Reamintim că în România vaccinarea anticovid nu este obligatorie.